am ceva emoții, de mult mă țin să fac acest vlog. Este și primul meu episod. Vreau să știți mai multe lucruri despre mine. Nu știu dacă aș putea să bag în acest episod toate lucrurile sau să încep prin a spune 10 lucruri pe care nu le știți despre mine. Nu. Nu, pentru că îmi place să vorbesc foarte mult. Și atunci nu mă pot abține, nu mai știu. Adică trec dintr-una în alta și nu o să știu exact ce să spun. Uite, exact asta fac și acum. Mă rog, și vorbesc cumva... Vouă vorbesc, dar singură. Aș prefera să fiți aici cu mine, dar sunt sigură că veți fi acolo cu mine. Să-mi țineți pomenii și să fiți alături de mine. Vă rog, da. Încep prin a vă spune, nu știu dacă ați scris pe undeva, dacă știți lucrul ăsta, am două surori mai mari. Mai mari cu 5-7 ani decât mine. Eu sunt mezina familiei, da. Foarte frumos de altfel, foarte frumos. Am fost răsfățată, am fost iubită, sunt iubită. Și răsfățată, nu atât de mult, da. Da, am crescut și eu, nu? Dar, da, a fost frumos și este frumos să fiu mezina familiei. Dar în aceeași timp, să știți, pe lângă faptul că am fost iubită, răsfățată, mi s-a dat cumva mai multe lucruri, ca să spun așa, sau nu știu, toată familia să mă ocrotească pe mine, să mă iubească pe mine, lucru foarte frumos. Dar, în același timp, știți, foarte multe responsabilități îmi veneau mie, pentru că aia mică. Aia tace și face, că n-are ce să facă, știi? Adică trebuie să tac. Dacă venea sora mea mai mare și îmi spunea, fă aia, și nu comenta, și eu tare în gură de mică, nu exista, adică trebuie să faci, n-ai înțeles. Da, să începem, zic, nu totuși. Așa, lucruri pe care nu le știați despre mine. Deci, exact ce vă spuneam, trec dintr-una în alta, doamne. Ok, să nu stați la o discuție cu mine, pentru că nu o să termin până, păi mâine, nu știu, până săptămâna viitoare, dacă mă las să vorbesc. Ok. Am două surori mai mari, una dintre ele trăiește în Isle Bermude de 12 ani, tocmai de asta am fost și acum în vacanță în vară acolo, la ea, și acum 3 ani am fost, cumva e mai second home, ca să spun așa, e absolut super, paradis pe pământ. Și am o nepoțică din partea ei, e prima nepoată în familie și atunci cumva e și fetița mea, până voi face și eu copiii mei. Dar oricumva, nepoții mei vor rămâne așa, ca și copiii mei. Da, iar cealaltă sora mea mă emoționez. De fiecare dată când vorbesc de familia mea, mă emoționez și mi-e dor de ei, pentru că nu i-am foarte aproape și mi-e dor, mereu mi-e dor. Iar cealaltă sora mea, cu 5-a mai mare, stă în Germania și la fel am un nepoțel. Un nepoțel, Mihai. Deci Alexia și Mihai sunt nepoții mei, sunt tare frumoși și nu știu cum se întâmplă, cum s-a întâmplat, de îmi seamănă amândoi mie. Cumva îmi seamănă și mie, adică, da, toată lumea spune asta, nu am spus eu neapărat, că oi fi o mândră, da, știți cum e, na, de seamănă cu mătușa. Mai departe. Da. Foarte mulți nu știți că am început să cânt de la 4 ani, cred. Adică m-au pus, bine, cântam de mică, dar la 4 ani mi-au povestit ai mei, că nu mai țin minte, logic, și am văzut o filmare. Dacă o mai găsesc, o să o caut, promis să o pun pe YouTube, să o vedeți și voi. Da, eram pe o scenă, nu știu, la Cluj. Eu fiind din Târgu Mureș, cine nu știe, era la Cluj și m-au pus ai mei pe o scenă, nu știu, erau 2000-3000 de spectatori în acea sală și n-aveam pic de trac. Adică mi-au povestit, n-aveam pic de trac. Și a zis, gata, pentru asta e făcută. Și într-adevăr am crescut, mi-am făcut trupă. Cântam, de fapt, cu încă o prietenă, am fost două inițial, după aia am fost trei fete.
și am cântat cover-uri, nu știu, era atunci la modă Candy, Andre și noi făceam cover-uri după ele. Pe urmă, în clasa 10 am fost, eram în liceu, am fost la un casting și era o trupă gen, de project, ca să zic așa, de, ca gen de muzical, se numea Intens. Și am câștigat, am câștigat la acel casting și am intrat în trupă ca solistă, în clasa 10. Eu cântam cu voce, eram solista și un DJ în spate. Am fost la câteva baluri, la concerte, foarte frumos. Adică, ca să spun așa, la 15 ani am început cariera muzicală, ca să spun așa, cariera muzicală. Nu știu, am făcut primii bani în muzică, da? Ok, iar pe urmă m-am mutat în București, la facultate. Am dat la facultate de jurnalism, pentru că mi-am dorit totodată și televiziunea. Și uite că, doamne, doamne, a făcut ca într-un final să am și un proiect în televiziune. Dar că multă lume m-a întrebat, păi ok, cum, toată lumea vrea, adică toată lumea, mă rog, își dorește foarte multă lumea acest lucru, cum a intrat acolo sau cum... Păi uite, am terminat jurnalismul, de asta e foarte importantă facultatea, pentru că indiferent dacă nu activezi atunci, imediat după facultate, în acel domeniu, nu se știe niciodată când te ajută și uite că pe mine m-a ajutat treaba asta foarte mult. Plus experiența normală mergând la toate emisiuni. Așa. Așa, să nu vreau să derulez prea mult pentru că vreau să mai povestesc niște lucruri tare faine din copilăria mea. Am avut, deci, o copilărie tare frumoasă, mezinea familiei, repet, eram, cred, mi-a zis mama, până, nu știu, la vârsta de 2 ani, ceva, 3 ani, nu știu exact, nu vorbeam. Adică, nu știu, gângăneam, nu știu exact ce făceam, nu vorbeam. Nu vorbeam și m-am dus la logoped și a zis, doamna doctor, ce are? La care doamna doctor i-a spus, stați liniștită, este doar leneșă. N-are chef, o să-și dea ea drumul să vorbească atunci când simtea. Ceea ce am și făcut și când am început să vorbesc, n-am mai tăcut. Adică nu mai avea nimeni în loc de mine, doar eu vorbeam și acum fac la fel. Da. Ce-am mai făcut? Nu mi-am rupt nimic, să știți. Când eram mică, nu știu, mâna, piciorul, lucruri pe care le fac, din păcate, foarte mulți copii, majoritatea copiilor. În schimb, când eram copii afară, nu mai știu la fel. Dar mi-aduc aminte de faza aceea, mi-a spart barba. Da, mi-a spart barba și acum am semn, nu știu dacă se vede. Mă rog. Și acum am semn. De atunci, nu știu ce făceam eu, că eram un copil cu minte, ce mi-a zis mama, adică ascultătoare cumva, pentru că și învățam și atunci automat mă lăsau, asta era cu să învăț, să am note bune la școală și pot să fac ce vreau. și atunci, nu știu, eram și năstrăvănii, știți cum fac toți copiii, năzbâtii. Și eram pe o, nu știu ce era aia, mă rog, m-am urcat pe o chestie și mă tot urcam pe ea. Și, dar nu știu ce căutam acolo, mă rog. Și hop, copilul cade. Și uite așa, am căzut ca lumea și de la înălțime, da? Și am avut noroc, mi-a spart doar barba. Pe urmă aveam intocența, eram exact ca Moș Crăciun, știi, la școală toată lumea făcea mișto de mine. Că aveam ca barba de Moș Crăciun, doar pansament eram, toată barba mea era pansament. Ok, iar doctorul a spus să ai grijă, pentru că dacă nu treci în 2 săptămâni și te lovești din nou, o spargi din nou. Ceea ce s-a și întâmplat. După 2 săptămâni, sau nu, exact înainte să se facă 2 săptămâni, ce credeți, atunci a terminat cursul de not, și ne-a lăsat antrenorul să notăm cât simțim și cum simțim noi fiecare. Iar eu la un moment dat am obosit. Și ia uite-mă pe mine cum mă prinde marginea bazinului.
Dar nu știu ce căutam eu cu barba acolo. Exact cu barba de bazin am dat, deci peste tot s-a făcut doar sânge, peste tot era sânge. Și mi-a spart din nou barba, logic, pentru că nu era vindecată încă. Și din nou, la urgență. Da, și de atunci mi-a rămas un semn foarte frumos, dar asta e. Ce să facem? Fiecare cred că avem câte un semn. Love takes așa, altceva. Am foarte multe alunițe pe corp. Nu știu dacă se văd. O să vedeți în poze de pe Instagram cu siguranță, pentru că n-am o problemă. Îmi plac foarte mult. Din ce am auzit, oameni cu alunițe sunt oameni norocoși. Deci, și să știți că chiar mă consider, nu știu, un om norocos. Iar asta cred că vine și din faptul că ești sau nu optimist, pentru că asta atrage automat lucruri bune. Da, vorbeam despre mine, nu? Adică lucruri despre mine. Vedeți cum intru eu dintr-o aia în alta? Oh my God! Să nu mă lăsa să vorbesc. Ok. Ce năzbâte am mai făcut? Lăsați năzbâtile? Nu știu, n-am făcut foarte multe. Eu cred că astea au fost. Să știți că eu mereu am avut sprâncene subțiri. Da, e horror. A, uite, mi-am să aminte cu... Era cu verișoara mea, care este de vârstă cu mine și ea când era mică avea niște sprâncene groase și unite și eu mereu făceam mișto de ea, ha, ce sprâncene. Iar eu le aveam subțiri, o formă normală de sprâncene. Na. Și acum ce credeți, are niște sprâncene superbe. Iar eu, ale mele au rămas la fel. Deci n-au crescut, n-o să crească, indiferent ce le fac. Da, și tatuaj nu vreau, deci uite cum se întâmplă, că mereu în fiecare dimineață trebuie să-mi desenez sprâncenele. Asta e. O să mai vedeți tutoriale cum mă chinui să-mi fac sprâncene. Da, pe vlogul acesta să știți că vreau să mă vedeți pe mine, nu știu, autentică, să mă vedeți pe mine așa cum sunt eu. Toată lumea mă întreabă de ce fac doar piese, cumva doar piese. Am făcut și vesele, dar majoritatea pieselor ale mele sunt, sau care au avut mai mult succes, sunt triste, triste. Nu știu dacă e prea mult spus triste. Sunt de stare, ca să-i spun așa. Ca să le spun așa, sunt niște piese de stare, de suferință, de dragoste. Și asta probabil bine, nu știu, dragostea, tuturor ne place dragostea, dar nu știu ce mă gândesc mereu sau am idei sau inspirație pe treaba asta. Pentru că eu sunt tot tipul foarte veselă și toată lumea spune, mă, tu râzi tot timpul, nu știu, și în horoscopul meu sunt berbec și mereu am citit, scriu undeva că în ziua în care ești născut, nu doar ca berbec, în ziua în care ești născut, practic, reprezintă acea zi ceva. Și să citiți treaba asta, o să pun dacă e pe Instagram să vedeți. Și la mine scrie că sunt pe 16 aprilie, ceva că al comediei, ziua comediei, ceva de genul ăsta. Adică râd foarte mult.